ziua, dragi prieteni! Azi este data de 30 martie. Noi de-am două luni de zile honorăm prin India. Două luni de zile noi aici ne alimentăm doar cu hrană crudă, naturală. Ne simțim foarte bine, avem foarte multă energie. Suportăm bine căldura. Și mergem mai departe spre sud. Dispoziția este foarte bună. Și la drum! Înainte! Iar că noi părăsim aceste locuri frumoase după două zile de odihnă, de plajă, Poleac Mars, eu și Ion, care am fost mâna de soare. Da, locul e destul de frumos. Azi noapte nu putem dormi. Am eu aici o situație cam așa, o leacă mai specific, interesantă și nu putem dormi. F-am primblat să ne adun gândurile. Așa că m-am pus cu buca cochilet și ala, mă uitam la mare noapte și ascultam muzică. Și super. Suntem în capitală, Kerala, Tiruvanantapuram. Și uitați-vă și frumusețea acolo, stă după ușă. Dar stă blocul. Aici am ajuns în Kovalam. Suntem 10 km de la capitala Kerala. Cum așa ieșit în autobuz. Vreți să ne răcorim cu niște multe de cocos și mergem la plajă. Scăldăm și să găsim ceva de cazare. Cald. Vai, ce gustos e! E ca și marea din Kovalam. Nu mă așa mai jos, proaspăt. Mă uitați ce stâng. Trebuie să hoinărim spre dânsele. Nu mai decât. Dar noi de asta, mă din scădem. Unde să noptăm. Ne cazăm. După asta mai vedem ce facem. Haideam, încolo mergem. Hai.